Numele meu este Ionel Trandafir, am 48 de ani, locuiesc în București și sunt specialist marketing. Printre pasiunile mele vă pot enumera cititul, pot IT-ul, lucru cu calculatorul, plimbările la munte, înnotul, este una din pasiunile mele și de asemenea gătitul, atunci când timpul mi-o permite. Vacation every single day, 'cause I love my occupation. Cea mai mare realizare a mea este familia mea, în primul rând. Am o familie extrem de frumoasă, așa cum o știm noi, conform definiției. Este faptul că sunt un om cu capul pe umeri, sunt un om care are obiective, care are plăceri, care are pasiuni, care n-a uitat de unde a plecat. Și faptul că am o carieră frumoasă, de ce nu, realizările materiale pentru care luptăm o viață întreagă. Dimineața, în fiecare dimineață când copiii mei se trezesc și îmi zâmbesc și ne îmbrățișăm, pentru mine înseamnă enorm de mult. M-am înscris la emisiunea Gazda Perfectă pentru a-mi demonstra mie însumi în ce măsură pot fi o gazdă bună, perfectă, de ce nu, pentru niște oameni pe care nu i-am cunoscut până în momentul respectiv. Dacă ar fi să câștig premiul mare de 10.000 de ron, sigur că banii aceștia aș folosi pentru binele familiei mele și în mod clar le-aș oferi copiilor mei și soției mele o vacanță pe cinste. Dar să vedem cu ce preparate vrea Ionel să-și surprindă adversarii, adică invitații. Salată landez la aperitiv. După antreu, felul principal ne aduce parmentier confit de canard, un fel de plăcintă de rață confiată, iar la desert avem Poire Belle Hélène, o pară specială cu ciocolată. Ca să-i dea gata pe invitați cu meniul său, Ionel trebuie să cumpere mai întâi toate ingredientele. Așa că vom da o tură rapidă prin hipermarket. Regulile sunt simple. Are 30 de minute la dispoziție și 500 de lei buget. Iată-mă la cumpărături. Astăzi e ziua cea mare. Astăzi va trebui să pun în aplicare tot ceea ce am gândit și vreau să fac pentru invitații mei din această seară. Sper să fie un meniu cu care voi obține notă maximă, voi obține aprecierea lor. Vorba lungă, știi cum se spune, nu? Vorba lungă, hai la treabă. 30 de minute, pe locuri, fii gata, start! Eu am fugit deja. Salată landais. Landais. Nu, n-am auzit, dar sunt curios pentru că sunt cu salata. Ce cauți? Caut piept de rață afumat. Pastramă? De care? Am să iau un produs românesc. Mai bine lua pastramă de berbecuț, Ionel. Românească. Sigur câștiga. Salată landez. Sper că am pronunțat corect, Ionel. În zona aceasta aveți niște foie gras. Unde l-aveți? Foie gras nu este chiar foie gras. Doar pateurile astea de spumă de rază, spumă de crustă, spumă de rață și stafii de șampanie. Dați-mi și mie de rață. Dați-mi în jur de, nu știu, 200 de grame. Mai mergeam să-l vă lăsați, vă rog. Da, vă rog. Scuze. Doar vreau să mă asigur că e exact ceea ce vreau. Ce e? Ce cumperi acolo? O să cumpăr foie gras. Este un ingredient de care avem nevoie. Este un ingredient destul de important pentru salata landeză. Este ok. E ca la pepene? Putem să gustăm? E pe gustat. Nu cred că pentru că este foarte scump și cred că doar o picătură deja înseamnă foarte mulți bani. Ionel, dar ce e foie gras de fapt? Sună așa complicat, sofisticat? De fapt, foie gras este pate de gâscă sau de rață îndopată. Salată landez, nu știu cum să o traduc, sincer. Am înțeles, e un ficat gras. Și e un pic cam gras, o să-l tăiem de pe listă. Haideți să mergem după pipote de rață. Să-i mâncăm și ficatul și pipota. Dar ne oprim aici. La lămâi? La pere, că le avem în drumul nostru. Bine gândit. Poire Belle Hélène. Sunt curioasă dacă doamna Ileana a putut să citească acest meniu, de exemplu. Poire Belle Hélène. Ce mai fi și astea? Ce faci cu ele? Cu acestea voi face desertul. Cum le alegi? Mă interesează să fie ușor ferm, să nu fie foarte moale și nici foarte tare. Wow, tastezi cu ambele mâini? Apta! Cad perele! Ap! Ți-am zis! Așa e când te grăbești?
Parmentier confit de gra... ceva cu francezii, că el a spus că a stat prin Franța, a locuit mult timp. Da, sună interesant. Cunoști locul Campalma, Ionel? Este magazinul de proximitate, este magazinul pe care îl folosesc în mod regulat. Ionel, client fidel. Mă ajută acest aspect. O să mă uit după cartofi, să nu fie foarte mari, pentru că cu aceștia vom face parmentier. Ce facem? Piureul? Facem felul principal, și anume parmentier de canar, de confit canar. Tenismena sau... Nu o să vă explic acum în ce constă. Sunt pe fugă. O să vorbim despre asta la masă. O bate Halep. Sincer, probabil a mascat denumirea cu produsul banal. Sună pompos și poate doar atât. O singură ceapă. S-o cântărești. Ce tastă are? 131. Parmentier confit de canar. Sunt complet dezorientată. Nu știu ce poate să fie. Chiar nu știu. O să am în vedere și o citronadă. Bun. De aceea o să aleg mai multe lămâi. Pui și în desert? O lămâie o voi folosi pentru desert. Pere cu lămâie? Interesant! O să iau două salată frunză de stejar. Ce faci cu salata asta? Este practic ingredientul principal pentru salata landeză. A fost prin străinătate, desigur, de are aceste denumiri. Sau poate Ionel este căsătorit cu o nemțoaică și noi nu cunoaștem aceste preparate. S-ar putea și asta să fie un motiv. Piept de rață s-a luat, jambon s-a luat, pipote de rață, repede! Repede că zboară timpul! Hai! Of, sper că nu e genul ăla care aleargă singur și iese pe locul 2. Nu am auzit de salata asta, dar e o salată și atunci n-ar trebui să am mari surprize. Hai că le-am găsit! Miroase bine punga? Sunt în regulă, sunt vidate, da. Mă uit să văd termenul. E ok? Suntem bine. Ia să văd. Deci pipote de rață. Sau jizie, cum se spune în franceză. Ionel riscă foarte mult cu acest meniu. Hai la smântână, pentru că o avem deja aici. Felul principal, n-am nici cea mai mică idee, dar merg pe mâna lui. Perfect. Ușor! Of, Ionel, ce ai făcut? Ai dărâmat tot raftul. Le pun ca la circ, una peste alta. Smântână s-a luat. Sincer, nu știu nimic din acest meniu. Nu am ce să comentez. Din ce țară o fi, domne? Cred că Franța sau Germania. Mai rămâne să cântăm în nemțește, să vedem. Olario, olario, olario. Altceva nu mai știu. Aici e untul? Untul de masă, 80 de grame. Perfect, perfect, perfect. Nu credeam că e aici. Ba da. Se vede că vii des la cumpărături. Ce bine că mai faci și cumpărături pentru familie. Ăsta este, dacă vrei, meritul de a fi responsabil cu cumpărăturile în familie. Așa că, Flori, draga mea soție, mersi că mă trimiți la cumpărături destul de des. Trimite-l mai des. Mă întreb însă dacă va ști să servească și băuturile potrivite acestui meniu. E posibil ca Ionel să știe chiar foarte bine toate lucrurile astea sau nu? Și atunci, nasol. Pătrunjelul îl vom folosi ca agrement. Agrement? Sună distractiv. La parmentierul nostru. Adio, agrement. Știu că pătrunjelul nu este preferatul Travis, dar Travis, voi avea grijă să nu pun la tine farfurie. Poate că surpriza o să fie din nou din partea Ilenei. O să o pună pe ea să danseze, că sunt prieteni. Minute. Apă plată. A, scobitori. Înapoi. Mai bine mergeam înainte, că înainte era mai bine. Sărmâna, mă aștept până cu niște scobitori unde le găsesc și niște paie din acela de... Dincolo. Și paiele și scobitorile? Da. Sărmâna, hai pe aici că... Uite-le! Nu, sunt dincolo, sunt aici. Noroc că m-am uitat. Având în vedere firea competitivă a domnului Ionel, consider că se va descurca în limita de buget și de timp. Câte ei? 200 e suficient. Da, să nu ruginiți. Păi gata, putem să mergem la casă. Hai să mergem atunci. Nu zici nimic? Vorbesc cu tine, dar mă uit totuși în listă, ca nu cumva să-mi fi scăpat ceva. Vinegret îl facem pe loc. Ulei... Ai luat tot? Adică pot să zâmbesc acum. Fraților, am luat chiar tot ce avem nevoie. Nu avem decât să facem, să începem deja să gătim, evident după ce scăpăm de casă. Ionel s-a încadrat perfect în timp și a cumpărat tot ce avea nevoie. Sper.
Să vedem dacă se încadrează și în bugetul de 500 de lei. Suntem la cât la? 100... 198 și 26. Ok, e în regulă. Wow, n-a cheltuit nici măcar jumătate din bani. Te-ai descurcat fenomenal la cumpărături, Ionel. Te-ai încadrat și în timp, și în buget. Crezi că gătești tot în 3 ore? Absolut. Dacă am început deja cu respectul celor două, să zicem, perioade, de ce nu? Sună bine? Sună promițător? Cred că da. Păi hai să-i dăm drumul atunci, să ne îndreptăm spre casă și să ne apucăm de gătit. În regulă. E, cum e să faci cumpărături contratimp, Ionel? E ceva nou pentru mine. În schimb, iată că de data asta mi-a ficat festă. Am uitat un produs. Acum tocmai mi-am dat seama, venind spre casă, că fără pâine nu știu dacă o să meargă. Celebra baghetă franțuzească. Celebra baghetă franțuzească, motiv pentru care va trebui să o facem în casă, să o fac în casă. Putem? Și putem să o facem. Doar că va trebui să iasă efectiv o baghetă franțuzească. Ce vreau să adaug este că aș vrea să am o baghetă franțuzească peste 60 cm, pentru că așa se face. Din păcate, cuptoarele casnice fiind mai mici, va trebui să fac o baghetă la 30-40 de cm. O să facem în jur de 3-4 baghete. Păi să nu mai pierdem timpul și să ne apucăm de frământat. Ar trebui, pentru că ne ia timp să crească aluatul. Haide! Ionel este bun critic, nu s-a lăsat, n-a lăsat garda niciodată jos. A venit ziua să fim noi critici în locul lui, clar că el nu poate autocritica astăzi. Opa, iată-mă în bucătărie, acum după ce m-am spălat pe mâini, pot să încep deja. Proaspăt alergat pe la cumpărături, Ionel e gata de atac, adică de gătit pentru musafirii lui. Având în vedere că seara trecută domnul Ionel mi-a criticat majoritatea felurilor de mâncare, mă aștept ca el chiar să știe să gătească. În seara aceasta vom avea foarbele len, asta înseamnă că ingredientul principal vor fi perele. Suntem într-o cursă contratimp. Ionel nu cred că se va descurca chiar mai bine decât femeile, pentru că bărbații, în general, nu prea se pricep la gătit. Vom folosi această oală. Este o oală care va, practic, îmi va permite să pun toate perele. Pentru a începe să fierb perele, punem în jur de un litru de apă la fiert. Vom adăuga în jur de 500 de grame de zahăr, punem și vanilia. Vanilia este cea care ne va da aroma, ne va agrementa practic siropul de, în care vor fierbe merele. Va trebui să o crestăm. Practic vom folosi interiorul, acei sâmburi. Vom curăța semințele. Semințe pe care le vom adăuga la siropul de pentru pere. Vreau să mențin decizia de a oferi notă pentru gazda perfectă, nu pentru bucătarul perfect, deși aș vrea și să mănânc bine. Am 3 copii, o fată de 15 ani, un băiat de 3 ani, împliniți deja, și un alt băiețel de 7 luni, merge pe 8 luni. Suntem în faza de începere a diversificării, atunci când copilul începe să mănânce. Cupa aceasta pe care am făcut-o la baza de jos îmi va permite practic apara să stea în picioare. Deci bucătar nu te-ai făcut, dar ce alternativă ai ales? În niciun caz nu sunt bucătar. Oamenii trebuie să înțeleagă că ce fac eu aici poate să facă oricine. Deci eu sunt de meserie expert în comunicare, lucrez în zona de marketing. Mai mă ocup și cu traduceri de limba franceză, întrucât am o vastă expertiză în acest domeniu. Poate vă întrebați care este interesul de a goli. Ei bine, în această cavitate care rezultă, vom introduce ciocolată și înghețată. Confet de canard, ce mai fi, nu știu. Nu pot să traduc, nu știu. Mă abțin. Vom tapa repede. Nu o să insistăm foarte mult, pentru că ele oricum vor fierbe într-o baie cu lămâie, în care lămâia va fi stoarsă. Dar ne ajută pe noi ca pe parcursul răcirii să nu se oxideze. Astea sunt niște denumiri chiar porcării. Nu știu de unde le-a scos.
Și de unde le-a scos așa ceva? Ceea ce vedeți acolo sunt sâmburi, sunt semințe de vanilie, vanilie care ne va da un gust, un gust frumos. Păi nu știu, nu cunoaștem limba germană, oricum nu o cunoaștem. Începem să facem aluatul pentru, pentru pâine. Iar pentru pâine avem nevoie de 500 de grame de făină, 400 de mililitri de apă, 14 grame de drojdie proaspătă, sare, semințe de floarea soarelui și, în plus, ulei de măsline. De remarcat că tot ce fac eu, sau ce încerc eu să fac în această seară, sunt făcute cu ingrediente curate, veți vedea, și atunci Anca nu văd de ce n-ar fi de acord. Om trăi și om vedea. Deocamdată, aluatul pentru pâine trebuie să se odihnească puțin, dar să și dospească. Nu oricum, ci contra cronometru, lucru intuit de Ionel în prealabil. Pentru a grăbi creșterea, o voi introduce la cuptor. Da, dar nu știu cât de bine e să bagi la cuptor un vas de plastic. O fi deja topit. Cuptorul este setat pe 50 de grade și pe funcția de, de preîncălzire rapidă. De ce? Pentru a avea cât mai repede de a intra la o temperatură care să permită creșterea aluatului. Până acum am fost deja impresionată în ceea ce privește denumirea. Deja gata. Va veni momentul când le vom duce la, când le vom pune în frigider să se răcească. Pentru moment, fiind foarte fierbinte, le vom lăsa la răcit, timp în care ne vom apuca de altceva. Belelen. Belelen este frumoasa Elena, probabil. Deci încep să pregătesc cartofii pentru parmentier. O să am nevoie de 1,5 kg de cartofi. Nu am la dispoziție foarte mult timp. 3 ore, să știți că trec cât ai bate din palme. A ales să facă exact ceea ce știe mai bine și atunci clar că are un avantaj. Dintre preparatele tale, care crezi că îi va da pe spate pe invitați? Va fi acest parmentier care va suscita interesul lor pentru că va fi foarte bun. Și de ce nu desertul? Este un desert extrem de popular. Veți vedea că există un amalgam de gusturi, aș putea, dumnezeiesc. În fine, vom vedea ce gusturi are, dar nu cred că va primi o notă satisfăcătoare de la așa ceva. Parmentier, de fapt, dacă e să o spunem pe înțelesul nostru, nu este decât un piure de cartofi. O să adăugăm și noa de muscat. Noa de muscat înseamnă acea nucșoară. Nucșoara este un arbore care ajunge să producă fructe după 15-20 de ani. Deci media ar fi 18-20 de ani. Este un fruct asemănător ca isului. Practic, sâmbure este cel pe care oamenii îl recoltează. Voi fi foarte curioasă să-mi explice despre fiecare preparat în parte, atât ce conține, cât și de unde provine și de ce l-a ales. Însă timpul trece repede, iar felul principal trebuie pregătit și el. Așadar, începem să ne ocupăm de pulpa de rață. Eu le-am încălzit în prealabil pentru a fi ușor de scos. Vedeți grăsimea de rață. Deci aici avem pulpă de rață preambalată. Le vom pune la cuptor să le încălzim. Îl văd determinat pe domnul Ionel să câștige această competiție din cauza comentariilor acide la adresa celorlalți.